Eveniment în premieră la Buzău de 1 iunie. 500 de copii au avut ocazia de a juca fotbal în nocturnă pe cea mai mare arena orașului. Micii fotbaliști, membrii a 11 cluburi din Buzău și Vrancea, au participat la finala Interligii Copiilor, competiție gândită de AJF Buzău pentru atragerea cât mai multor tineri către fotbal. Au participat atât copiii care activează deja într-un club sportiv, dar și începători. Am avut un singur Gurțel, fotbalul buzean să fie rampa de lansare către fotbalul de performanță și o pepinieră către fotbalul mare, către echipele de seniori ale Buzăului, care le sperăm noi să fie în Liga 2 sau de ce nu în Liga 1, și către naționalele României, pentru că suntem foarte aproape de București, avem tradiție în fotbal, avem jucători care au jucat în naționalele României. Noi nu am avut șansa sau mari jucători când erau la 6 ani, 7 ani să joace în nocturnă. Mă bucur pentru copiii din Vrancea care nu au văzut un stadion cu nocturnă, probabil marea majoritate a lor, mai ales cei de la țară care i-am adus. Am avut două cluburi, unul din Odobești, tot oraș, și unul din comuna Țifești, o comună unde e un profesor de sport care se ocupă foarte mult de fetițe, de fotbalul feminin. Sper că a ieșit un eveniment frumos. Nu are cum să nu fie ceva frumos când vezi atâtea sute de copii la un loc. Pe lângă plăcerea de a juca în nocturnă, toți participanții au fost premiați de către organizatori. Festivitatea de premiere a fost oficiată de dublul câștigător al Cupei Campionilor Europeni, Miodrag Belodedici. În fiecare lună trebuie făcute să se organizeze asemenea turnee, nu? Activități. E o bucurie să-i vezi cum aleargă, cum joacă, nu? Copiii iubesc fotbalul și trebuie să le oferim bază, terenul, trebuie să le oferim. Ei ies afară dacă au unde să iasă, să se antreneze, să joace. Și trebuie să-i scoatem afară, pentru că sportul e foarte, foarte bun pentru copii și educația prin sport este ceva extraordinar. Eu am trecut prin asta și să știți că este ceva extraordinar. Când crește, ești pregătit așa, înțelegi foarte multe lucruri prin sport. Ce poate fi mai frumos decât de 1 iunie să vezi atâția copii veseli care fac sport, care cu certitudine învață bine și la școală și care își petrec ziua lor cum știu ei mai bine, jucându-se. Sper să mă văd zilele astea și cu domnul primar, să deschidem acest stadion către copii. În acest moment, din păcate, nu se poate folosi pentru sportul de masă. Dacă găsim o variantă să-l refacem, pentru că, după cum vedem, sunt ceva probleme la gazon, sunt ceva probleme în tribune, și să-l deschidem către competiții, pentru că, fără mișcare, lucrurile sunt complicate. Eu țin minte, am crescut aici pe Bulevardul Bălcescu, și țin minte că n-a existat un castan în care să nu mă cațăr, n-a existat zis de vacanță, să nu alerg de dimineață până seară. Și lucrul ăsta cred că a ajutat. Îmi doresc și de la copilul meu și de la copiii de aici să facă același lucru, să alerge toată ziua. Un alt eveniment marca AJF Buzău este programat pe 15 iunie, când se vor întâlni în cadrul unui meci de Old Boys foști jucători ai defunctei Gloria și foști fotbaliști din campionatul județean.